O poveste parcă scoasă din filme a avut loc în Oceanul Pacific. Un marinar australian și câinele lui au fost găsiți de autoritățile din Mexic, după ce au supraviețuit doar cu apă de ploaie și pește crud timp de 2 luni de zile. În aprilie, marinarul pasionat de aventuri a plecat într-un voiaj de 6.000 de kilometri din Mexic spre Polinezia franceză, dar după ce o furtună puternică a distrus sistemul electronic al vasului, cei doi au rămas blocați pe mare. Un elicopter, aflat în misiune, i-a descoperit ca prin minune, iar după ce au fost găsiți marinarul și câinele, au fost transportați de urgență înapoi în Mexic la spital, unde au fost supuși mai multor teste. Amândoi sunt sănătoși. Ei, uite, încă o dovadă de inconștiență și nu numai inconștiență pentru viața lui, ci și pentru... Păi, ce să cauți? Ai văzut cum arată bărcuța aia? Am spus-o mai devreme frumos, așa, vas. Ăla, ce vas? Ăla, e o bărcuță, Nemo, 6.000 de kilometri. Te duci, după ce că te omor tu pe tine, mai omor și bietul animal. El n-are minte. Tocmai ce s-a întâmplat zilele trecute, săptămânile trecute, misiunea a eșuat Titan din ocean, da? N-au mai ieșit afară și n-au mai supraviețuit milionari. Mihaela, fără spiritul ăsta de exploratori, oamenii cred că n-ar mai fi ajuns acolo. Tu ziceai mai devreme că da, tehnologia ne-a dus. Da, tehnologia, am ajuns să deținem astfel de tehnologie. Păi am ajuns să deținem astfel de tehnologie, pentru... hai să nu fim fraieri, zic, păi să nu ne distrugem viața. Dar dacă n-am îndrăznit, ne-am mai numit noi oare oameni? Păi am nu, mai duce dar noi... înainte aș fi putut să înțeleg sau aș înțelege dacă ne referim la trecut, la faptul că mulți au explorat și au riscat viața. Dar acum, în condițiile actuale, cu atât de multă tehnologie, tu pleci cu bărcuța aia pe ocean? Totuși, mi se pare că nu îți prețuiești viața deloc. Nu s-o muncen în mijlocul oceanului, n-a știe unde să meargă. Erau trase de drumuri, erau și semafoare. E vorba de un marinar experimentat, oamenii cu așa ceva se ocupă. Și până la urmă a fost chiar ghinion, pentru că i s-a stricat ceva, omul nu a pățit-o prin... De obicei așa se întâmplă și la Titan tot ceva. Păi așa se poate întâmpla și în mijlocul orașului, Mihaela, iartă-mă. Da, în mijlocul orașului ești înconjurat cumva de oameni, de mașini, de ambulanță, de poliție. În mijlocul orașului e bine. În mijlocul orașului e mai ușor să fii salvat, nu-i așa? Nu, repet, uite-te la toată cultura mare, voi vorba de cultura mare, da? A omenirii. Dacă ne uităm la literatură, sculptură, muzica mare... Nu, dar nu vreau să vorbesc despre generalități, mare. Eu vreau să vorbesc despre cazul ăsta, pentru că asta, da, e conștiință. Temele mari, da, sunt despre, pe lângă dragoste, frumusețe și așa mai departe, marile teme sunt și despre eroi, da? Despre oameni care îndrăznesc, despre exploratori, despre oameni care și-au asumă, da? Dar care el au curaj. Era pentru el. E pentru el și pentru câinele lui. Probabil să-i arate ce frumos e, ce verde e apa actuală a oceanului, numai albastră. Hei, verde e apa! Păi s-a înverzit apa. Cred că din cauza lui s-a înverzit explicația pentru care se înverzesc oceanele. Până la urmă știi ce, slavă Domnului că l-au descoperit, l-au găsit, acel elicopter l-a descoperit la timp și au ajuns cu bine și cățel și om, știi? Cu noroc. Cu bine n-a aterizat avionul ăla acum pe Otopeni, pentru că a fost o alertă. Știi, avionul care e reținut acum la sol pe aeroportul Otopeni, după o alertă cu bombă la bord, da? Așa este, a aterizat de urgență pe Otopeni, 200 sau peste 200 de pasageri la bord. 321, dacă știu eu corect cifra, parcă atâția erau. Mai devreme am văzut ceva peste 200, 184, dar probabil că cifrele sunt diferă, da? De la oră la oră sau de la minut la minut. Din fericire, toată lumea este în siguranță, sunt verificate bagajele, pentru că avionul nu ar fi trebuit să ajungă la noi în București, trebuia să meargă spre Düsseldorf, din Istanbul, și din cauza acestei alerte a ajuns... De la Istanbul, la Düsseldorf, că a părut că ai zis Düsseldorf din Istanbul, din Istanbul. Știi? Să nu se înțeleagă greșit. Hai să mergem la Răzvan. Răzvan, cum ți-a arătat povestea, nu cu avionul, cu bărcuța asta? Și se plimbă cu bărcuța și Aușescu și Lenuța, era o vorbă pe vremuri, nu? Nu, dar omul ăsta, săracu, pare că e un scenariu de film, nu? E un scenariu de film, îți dai seama că... Eu mă întrebam în câte feluri se poate rescrie povestea lui Robinson Crusoe. Știi, dar uite că se schimbă treptat, că mă gândesc în ce fel ne fascinează situații de genul ăsta, dincolo de ce spuneai, Mihaela, că totuși e o prostie să rămâi în mijlocul oceanului în felul ăsta. Se poate întâmpla, cum spui și tu. Da, normal că se poate întâmpla când pleci cu bărcuța aia. Sigur! Poți să rămâi și pe stagov dacă pleci cu bărcuța aia. Nu știu, Mihaela, eu sunt deschis așa la imaginație, că tu cum stai acum la pupitru, ai putea să începi să zbori. Ce o să facem acum? Zicem că e din cauza ta că nu ți-ai luat cizme de cauciuc la serviciu. Nu,
Suntem obișnuiți cu asta, dar uite, știi că se schimbă. Uite, Cruzo, că spuneam mai devreme, a stat 28 de ani pierdut. Pe urmă, suntem fascinați de ecranizarea Lost cu Tom Hanks. Naufragiatul, da. Da. Acolo erau doar câțiva ani stați în pusietatea, știi? Uite, acum avem cât? Două luni, nu? Două luni. Și tot suntem fascinați că a reușit performanța supra... A reușit performanța. Păi da, pe performanța supraviețuirii, că asta ne fascinează. Când oamenii reușesc să supraviețuiască totuși, că avem eroi care mor mereu, dar... Avem nevoie de oameni care supraviețuiesc tot și mai mult. Și lăudăm în multe cazuri. Uite, îl avem pe Coliboșanu, care iară s-a dus în Himalaya, nu? Parcă iar în Himalaya. L-am avut invitat aici pe Avram Iancu, care tot așa a traversat mări și țări. Adică și oameni cu care te lauzi altfel. Știi? Nu ți se mai pare o nebunie ce fac. Ba, dimpotrivă, ți se pare un act de curaj și depășirea condiției umane până la urmă, știi? Mie mi se pare și asta. Da, supraviețuirea devine o știre în sine. Până la urmă. De asta și eu la Citește în iulie mi-am dedicat toate recomandările literaturii române, că mi se pare o supraviețuire să scrii românește. Și o performanță chiar, să scrii și bine. Da, vorbeam de sportivi, de mare performanță, pentru că până la urmă despre asta era vorba și la în cazul lui Copei. Nu, băi, e tot un fel de sport și ăla, nu? Nu știu, să te duci să cucerești munții sau să traversezi mările lumii? E un mare sport. La sport